Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și tema pe care o dezbatem azi se numește Recesiunea economică nu ne iartă. Războiul psihologic care urmează. Principala criză pe care o traversăm ca pe un deșert abandonat de cămilă este cea de încredere. Nu avem doar o stare de urgență instituțională, ci și una de adaptare psihologică la urgența găsirii de soluții. Pericolul este major și nu ne permitem sincope. Creierul funcționează pe bază de învățare. Este ca un computer, căruia îi rescrii softul și își recalibrează algoritmii numai când criza COVID-19 este nevoie de soluții. Dacă primește teamă, panică, lipsă de speranță, creierul se obișnuiește cu ele și le folosește ca variantă de lucru principală. Construiește scenarii cu un fundament negativ și nu vede soluții. Dacă dimpotrivă găsim resurse să-i șoptim că există speranță, că trecem noi și peste pandemie, că ne putem mobiliza, va utiliza acest tip de informație drept premiză pe care va construi scenarii de ieșire din criză. Unde găsim resurse? Nu e ușor. Trebuie să facem slalom printre ticălos sau teribiliști. Informațiile alarmiste și declarațiile irresponsabile ale unor politicieni care seamănă teamă, sperând să fie arestați pentru a se putea victimiza, sunt greu de ignorat. Dar exact asta trebuie să facem ca națiune, să căutăm lumină, gânduri și idei pozitive, cu realism, judecând și cântărind. Firește că ar fi ideal ca autoritățile noastre să aibă forța celor americane, iar poporul român suficient exercițiu democratic încât să nu mai caute ceea ce nu este. Dar nu avem forța lor financiară. Iar chiar dacă am avea-o acum, din senin, infrastructura este la pământ, și cea materială, și cea comportamentală. Nu e productiv nici să discutăm exact acum de ce nu avem spitale, de ce nu avem un sistem medical finanțat civilizat, cine este de vină. Este o încărcătură energetică negativă și reduce posibilitatea creierului de a limpezi angoasele. Decontul va veni la timpul potrivit, adică nu acum. Atitudini că nu mi se poate întâmpla chiar mie, n-am eu atâta ghinion, nenorocire pentru alții, sunt periculoase. Ba da. Dacă lanțul atitudinii cerute de autoritățile care gestionează criza este întrerupt, ocolit, ignorat, disprețuit, se poate orice. Deci ajungem la analfabetismul funcțional, adică să nu fii capabil să iei decizii corecte, salvatoare, firești, ținând cont de informațiile pe care le ai, de stimulii de care te izbești. Ca organism colectiv, este vital să tragem toți în aceeași direcție. Măcar acum, când luăm o pauză de la politică și ne gândim cum să ne ajutăm unii pe alții, sau cel puțin, așa îmi imaginez. Dacă punem autoritățile pe drumuri pentru a gestiona situații scate de nerespectarea restricțiilor impuse, irosim resurse. Și să nu uităm, banii sunt limitați și trebuie chivernisiți. Dar să reținem, autoritățile gestionează situația cu resursele pe care le au, iar întreaga lume acum caută resurse. Mai mult decât atât, vor fi mulți critici față de deciziile adoptate, oameni care spun că ar fi făcut altfel, care dețin adevărul și deoarece au senzația că nu-i ascultă nimeni, îi vor otrăvi și pe alții. Unii sunt de bună credință, dar nu la ei mă refer, căci nu pot sfălmui ca un om disperat. Dar cu un pic de discernământ îi putem identifica pe cei care sunt frustrați, teribiliști, mitocanci, le putem respinge o travă. Chiar asta trebuie să facem. Panica aduce panică, iar deznădejdea se rostogolește ca un bulgăre de zăpadă și aduce nenorocire. Dar dacă vă amintiți, în cutia Pandorei a rămas speranța. Cine a pus-o acolo? Atena, zeița înțelepciunii. Dragi prieteni, aceasta a fost opinia lui Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte PNL. Pandemia de coronavirus a paralizat economia mondială și a aruncat lumea într-o recesiune care va fi mult mai gravă decât criza financiară globală din urmă cu un deceniu. Este aprecierea directorului general al Fondului Monetar Internațional, Cristalina Georgieva. Ea a făcut un apel către economiile avansate să-și extindă eforturile pentru a ajuta economiile emergente și țările în curs de dezvoltare să depășească impactul economic și sanitar al pandemiei. Deja, investiții de circa 90 de miliarde de dolari au ieșit de pe piețele emergente, mult mai mult decât în perioada crizei financiare din 2008, a avertizat Georgieva.
Confruntate cu un inamic comun, guvernele și fiecare instituție financiară în parte caută soluții. Dacă dincolo de ocean, Washingtonul a pus la punct un plan istoric pentru relansarea economiei americane puternic lovite de pandemia de coronavirus, un plan de 2000 de miliarde de dolari, Europa ia la rândul său măsuri de excepție. Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponibil în bugetul Uniunii Europene va fi redirecționat către depășirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanțării să circule rapid și eficace. A declarat președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Uniunea a luat deja decizii importante care antrenează sume considerabile pe care fiecare dintre statele membre trebuie să le gestioneze în mod optim. La capătul unor discuții îndelungate, miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au căzut de acord asupra unui pachet de urgență pentru statele membre care au fost cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus. Peste 500 de miliarde de dolari pentru a ajuta muncitorii, afacerile și guvernele. Membra Uniunii Europene din 2007, România este și ea parte și beneficiară al acestui efort concentrat european. Să sperăm că România va fi beneficiarul Uniunii. Pe noi românii, istoria ne-a învățat să nu mai credem nimic până nu vedem. Haideți să vedem ce se întâmplă la est de România, mai precis în Rusia. Un val de proteste online străbate în aceste zile Rusia din cauza crizei economice generate de pandemia de coronavirus, care a lăsat mulți oameni fără venituri și locuri de muncă, relatează marți agenția EFE. Neavând posibilitatea să protesteze în stradă din cauza restricțiilor de circulație menite să limiteze răspândirea virusului, localnicii și-au vărsat năduful pe platformele online folosind cele mai importante motoare de căutare rusești, Yandex și în special aplicațiile Yandex Navigator și Yandex Maps. Printre inițiatorii protestelor se numără locuitorii din Rostov pe Don, oraș din sudul Rusiei cu peste 1 milion de locuitori. Participanții la protestul virtual scriu comentarii pe harta aplicației lângă sediul guvernului local cu critici la adresa modului în care autoritățile gestionează criza provocată de COVID-19. Ei cer concret să fie decretată starea de urgență în regiunile lor pentru a putea beneficia de facilități financiare din partea statului și se plâng de lipsa resurselor financiare pentru a face față izolării pe care președintele Vladimir Putin a prelungit-o până cel puțin pe 30 aprilie. Avem nevoie de subvenții, vrem să mâncăm. Starea de urgență sau plătiți voi serviciile locale și creditele. Sunt câteva dintre mesajele protestului online. Inițiativa localnicilor din Rostov pe Don a fost preluată și de cei din Moscova, Sankt Petersburg, Nizhny Novgorod, Ekaterinburg, Saratov, Novosibirsk și alte orașe, cu cereri similare și în unele cazuri folosind alte aplicații. Însă majoritatea acestor proteste online au fost dispersate de către moderatorii motorului de căutare Yandex, un fel de Google rusesc. Într-o declarație acordată cotidianului Vedomost, unul dintre purtătorii de cuvânt a Yandex a recunoscut eliminarea comentariilor critice, dar a susținut că s-a procedat astfel numai atunci când mesajele din aplicații conțineau un limbaj ofensator sau nu aveau legătură cu situația de fapt. În declarațiile date presei marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a vorbit despre aceste proteste online, menționându-le în schimb pe cele izbucnite luni din același motiv în Osetia de Nord, unde circa 2000 de persoane au ieșit în stradă în capitala Vladikavkaz. Peskov a amintit că acest protest nu era autorizat și ar putea avea consecințe negative pe plan sanitar în contextul pandemiei. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a cerut guvernului să ia 5 măsuri pentru temperarea nemulțumirii oamenilor, inclusiv prin acordarea de ajutoare financiare populației și IMM-urilor și suspendarea plății serviciilor de bază pe perioada pandemiei. Cu aproape întreaga populație a lumii aflată sub măsuri de izolare la domiciliu și cu mare parte a industriilor blocate ca urmare a măsurilor restrictive impuse pentru a limita efectele pandemiei de coronavirus, întrebarea cea mai dificilă este acum când va putea fi redeschisă economia,
Și în ce fel se poate desfășura procesul pentru a nu risca apariția unui al doilea val de infectări? Singurul exemplu până în prezent este cel al regiunii Hubei din China, de unde a pornit pandemia de coronavirus. De la finalul lunii martie, restricțiile asupra călătoriilor la distanță, care erau în vigoare din ianuarie, au început să fie ridicate. Relaxarea călătoriilor în afara provinciei nu se va aplica deocamdată și pentru orașul Wuhan, epicentrul pandemiei. Decizia a venit abia după ce numărul de noi cazuri a devenit foarte mic, cu zile în care autoritățile chineze nu au mai raportat niciun caz nou de proveniență locală. Președintele Trump a arătat că are în vedere un al doilea grup de lucru privind coronavirusul, unul axat pe redeschiderea economiei țării. Oficialii de la Casa Albă au analizat în repetate rânduri posibilități de redeschidere a economiei care să nu genereze un dezastru sanitar, în timp ce Trump a militat pentru o reducere a restricțiilor pentru ca populația să se poată întoarce la locurile de muncă. Discuțiile includ o redeschidere progresivă bazată pe vârstă și locațiile geografice, dar și o altă opțiune care vizează persoane cu un domeniu specific de activitate care se deplasează singuri și nu lucrează în grupuri mari. Perspectiva refacerii economiei după pandemia de coronavirus este mai degrabă sumbră, susțin analiștii. Prețul petrolului american a rămas foarte aproape de zero după ce a scăzut anterior la cel mai mic nivel din istorie din cauza reducerii drastice a cererii. În Europa, prețul de referință, Brent Crude, a scăzut cu aproape 25%, adică sub $20 per baril. Analiștii susțin că toate prețurile la petrol relevă perspective economice sumbre. Nu am văzut niciodată ceva asemănător. Eram obișnuiți cu prețuri de peste $100 per baril, iar acum sunt toate negative. Este cutremurător, dar este și un indiciu a ceea ce se petrece în lume și mă tem că perspectivele economiei nu sunt chiar bune. Nu cred că va fi o refacere economică, ci mai degrabă o resuscitare, a declarat Justin Stewart. În cei peste 75 de ani săi de istorie, Fondul Monetar Internațional nu a lansat niște proiecții asemănătoare cu cele de marți. Economia mondială va scădea cu 3% în 2020 din cauza impactului pandemiei de coronavirus, influențată de contracțiile din Statele Unite, de 5,9%, de 7,5% în zona euro și 5,2% în Japonia, scrie agenția EFE. Este foarte probabil că economia globală să experimenteze cea mai gravă recesiune de după marea criză economică din 1930, depășind criza financiară globală de acum un deceniu, a explicat Geeta Gopinath, economistul șef de la FMI, într-o conferință de presă. Dragi prieteni, se pare că situația economică pe harta lumii nu pare să fie decât sumbră. Problema este ce ne așteaptă pe noi românii, pentru că, în mod cert, noi nu suntem în niciun caz la nivelul țărilor dezvoltate și probabil că singura speranță pe care o avem este Uniunea Europeană. Vă mai amintiți ce ne spunea cu un deceniu în urmă fostul președinte Traian Băsescu? Ne spunea râzând să fim liniștiți că România este ferită de criză și la scurt timp ne-am împrumutat la femei. Ce a urmat apoi, știți majoritatea dintre voi destul de bine. Eu mă întreb ce va urma acum. E, uite că eu nu prea știu, vorba olteanului. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!